Bună! Astăzi este o altă minunată zi de primăvară afară și eu am fost inspirată să vă vorbesc, să înregistrez un clip pe tema dimensiunilor 3D, 4D, 5D. Ce sunt ele, ce reprezintă, despre ce e vorba și inițial, de fapt, gândul, ideea de a crea un clip în care să vorbesc despre 3D, 4D și 5D mi-a venit în urma unei alte idei care mi-a fost transmisă de către ghizii mei, și anume că să vă spun câteva cuvinte despre acel ceva minunat care este pe cale să se întâmple. Se vorbește foarte mult, mai ales în mediile spirituale ale societății noastre, mai puțin pe la televizor, bănuiesc. Eu nu mă uit la televizor, deci nu prea sunt la curent cu ceea ce se discută la televizor, însă am așa o bănuială că la televizor se discută mai puțin despre acest ceva minunat ce este pe cale să se întâmple, care mai este denumit și marele eveniment, the big event în engleză, și am așa o senzație că la televizor nu se prea vorbește și prin ziare despre așa ceva, însă în mediile spirituale și mediile unde oamenii sunt interesați de ceea ce reprezintă celelalte dimensiuni, cealaltă dimensiune, dincolo de cea fizică, da, palpabilă, cea a celor cinci simțuri, da. Dincolo de această dimensiune există o lume invizibilă, lumea simțurilor subiective, și acolo, în mediile acelea, unde oamenii sunt interesați și de ceea ce este dincolo de cele cinci simțuri, acolo se vorbește foarte mult despre acest eveniment, despre acest ceva minunat ce urmează să se întâmple. Și desigur se fac... Există mulți oameni care par să știe și când se va întâmpla, alții nu știu exact când se va întâmpla. Pe alții nu interesează când se va întâmpla, nu este atât de important când se va întâmpla, ci interesează să afle mai multe despre anume ceea ce se va întâmpla. Dar până să ajung să vorbesc despre acest eveniment, acest wow ceva, mi-am dat seama că ar fi mai bine dacă aș începe prin a vorbi puțin despre dimensiunile 3D, 4D, 5D. Cu siguranță foarte mulți dintre voi, cei care urmăriți canalul meu și urmăriți ceea ce am eu de spus în ultima vreme, mulți dintre voi cunoașteți deja destul de multe lucruri sau ați auzit, sunteți pe undeva familiar cu aceste trei sintagme, da? 3D, 4D, 5D. Ce reprezintă 3D, 4D, 5D? Reprezintă dimensiuni. Dimensiunea 3D, dimensiunea 4D, dimensiunea 5D. Și cum adică? Ce e? Cum adică? Ce dimensiune? Dimensiunea cum? Și poate că mulți dintre voi știu deja, au înțeles,
multe despre aceste dimensiuni, însă pentru cei care poate nu ați auzit niciodată sau nu știți foarte multe sau nu ați reușit să percepeți informația, să o procesați într-un fel care să vă facă să puteți spune ok. ok. Înțeleg cum vine treaba asta cu 3D, 4D, 5D. Super tare. Ei bine, pentru voi o să voi vorbi acum puțin și voi expune părerea mea și în modul meu de a explica, de a-mi explica aceste lucruri despre ceea ce înseamnă aceste dimensiuni. În primul rând, aceste dimensiuni nu se referă la ceva neapărat fizic. Se referă la dimensiuni energetice, dimensiuni spirituale, dacă vreți. Dimensiuni vibraționale. Ele, fiecare din această dimensiune, cum au fost ele denumite, s-a găsit acest termen, cineva l-a inventat. Cineva trebuia să inventeze un termen și cineva a reușit să inventeze termenul de dimensiune și apoi să ne dea și o scală a lor, o gradare a lor. Termenul acesta înglobează și reprezintă și conține diverse emoții și trăiri umane. Emoții și trăiri umane. De aceea vorbim de vibrații, de frecvențe. Și vorbim despre energie. Vorbim despre dimensiuni energetice, dimensiuni vibraționale. Dimensiunea 3D este o dimensiune cu vibrație joasă și densă. Ea înglobează diverse trăiri și emoții, gânduri și programe de funcționare a minții umane de frecvență joasă. Și voi enumera câteva. Teamă, îngrijorare, stres, mânie, tristețe, anxietate. Cred că sunt de ajuns, ați înțeles, ați perceput ideea. Aceea este dimensiunea energetică 3D. Dimensiunea energetică vibrațională 4D înglobează vibrații mai înalte, moduri de gândire ale minții umane, trăiri omenești care se încadrează pe frecvențe mai înalte, mai puțin dense, mai puțin restrictive și constrictive. În universul dimensiunii energetice 4D, omul se simte mai lejer, mai confortabil, liniștit, mai împăcat cu ceea ce este în jurul său și cu cei din jurul său. Se bucură mai mult și
Trăiește sentimente mai înalte. Și printre emoții, poate v-ați dat seama, emoțiile dimensiunii 4D se încadrează bucuria, încântarea, entuziasmul, liniștea, pacea sufletească, sentimentul de pace sufletească, confortul, atunci când te simți confortabil, te simți bine, vesel, veselia, admirația, atunci când te bucuri de ceva și admiri ceva și te simți fericit și bucuros, încântat că ai fost acolo, ești acolo, ești cu acea persoană. Da? Toate acestea sunt vibrații mai legere, mai confortabile, unde ne simțim mai liberi. Nu mai suntem atât de constrânși. Nu mai gândim atât de mult și acționăm și funcționăm pe programul ce mai trebuie să fac. Ce trebuie? Unde trebuie să merg? Trebuie asta. Trebuie cealaltă. Aoleu! N-am făcut aia. Vai de mine! O să se întâmple nu știu ce. Da? Mai puțin pe aceste frecvențe, pe aceste trăiri restrictive și mai mult pe sentimentul și senzația de libertate. De este ok, este bine, cum e? Nu mi-a ieșit așa de bine. Ok, este bine. O, n-am reușit să ajung acolo. Am omis să cumpăr nu știu ce, deși era nevoie, nu mai avem hârtie igienică și aveam nevoie de hârtie igienică, uite că n-avem pentru că am uitat eu să cumpăr. E, nu-i nimic, este ok, găsim soluții. Poate am vreun șervețel prin geantă. Și îl folosim până mâine, când poate voi reuși să mi-aduc aminte să cumpăr hârtie igienică. Și, într-adevăr, în dimensiunea 4D, chiar și râdem mai mult. Zâmbim mai mult și zâmbim mai natural, da? Și în dimensiunea 3D putem să zâmbim, dar avem zâmbetele acela, da? Sau așa, e și ăsta un zâmbet, nu? În dimensiunea 4D totul este mai firesc, așa, mai natural. Și când râdem, râdem cu poftă, nu râdem forțat. Când zâmbim, zâmbim din toată inima și cu inima și cu ochii, nu doar cu buzele. Da? Și zâmbim pentru că chiar suntem mulțumiți, chiar ne place ceva și așa mai departe. Ați prins ideea. Dimensiunea 5D. Ce este cu dimensiunea 5D? Dimensiunea energetică, vibrațională, dimensiunea emoțiilor 5D este cea în care predomină emoțiile cele mai înalte, stările, trăirile vibraționale, frecvențele cele mai înalte, cele mai ușoare, cum ar fi iubirea, sentimentul puternic de iubire, pasiunea pentru ceva, atunci când
faci ceva ce îți place și uiți de tine. Uiți de tine în sensul bun. În sensul că ești atât de absorbit în ceea ce faci și faci cu atât de multă plăcere, cu atât de mult entuziasm, cu atât de multă pace și liniște sufletească, împăcare cu tine și cu tot ce este în jurul tău. Ești atât de dăruit acelui moment, acelor momente, acelui lucru pe care îl faci, încât devii acel lucru. Simți că ești acea pasiune a ta. Ești, trăiești, inspiri, respiri, expiri, da? Prin toți porii tăi, fiecare celulă a ta vibrează la unison cu frecvența aceea înaltă și liberă, lejeră, a faptului că faci ceea ce îți place atât de mult încât nimic altceva nu mai contează. Nu pentru că ești egoist și te gândești doar la tine, ci pentru că pur și simplu este bine. Nu face rău nimănui. Nu face rău nimănui, din potrivă, chiar face foarte mult bine faptul că tu ai uitat de tine, între ghilimele, făcând ceea ce-ți place. Fiind, simțindu-te plin de iubire. Iubire și înțelegere, acceptare, împăcare cu tine însuți, cu ceea ce faci, cu ceea ce ești, unde ești, cum ești, cât ești și cu tot restul a tot ce este în jurul tău. Este vorba de iubire într-o relație de iubire cu o altă persoană, cu persoana, cum se spune, sufletul pereche, da? Cu copilul, relația cu copiii, relația cu cariera, cu activitatea profesională. Sunt puține, dar sunt destule totuși, exemple de oameni care sunt absorbiți de ceea ce fac și fac cu plăcere în activitatea lor profesională și sunt fabuloși. Sunt fabuloși în ceea ce fac. Și dau naștere, creează lucruri fabuloase. Tocmai pentru că fac acele lucruri de pe această vibrație cea mai înaltă, de iubire.